Noaptea trecută a fost una tensionată pentru militarii ucraineni. În regiunile Lugansk și Donetsk, separatiștii proruși au atacat de mai multe ori soldați implicați în operațiunea antiteror. Astfel, armata ucraineană continuă să sufere pierderi importante. Totodată, teroriștii au declarat că i-au răpit pe membrii echipajului avionului ucrainean doborât ieri. În același timp, NATO denunță suplimentarea efectivilor militare ale Rusiei la frontiera cu Ucraina, iar Statele Unite acuză din nou Kremlinul că nu se oprește în a furniza prorușilor armament militar. În ultimele 24 de ore, armata ucraineană a fost atacată de mai multe ori de către separatiștii proruși. Șeful Centrului de Cercetări Politico-Militare, Dmitri Tâmciuc, a declarat că teroriștii au deschis focul asupra soldaților implicați în operațiunea antiteror din regiunea Lugansk și Donetsk. În urma luptelor, 2 militari au murit, iar 8 au fost răniți. După ce ieri insurgenții au doborât un avion ucrainean care survola regiunea din estul țării, cei aflați la bordul aeronavei au reușit să scape. În acest context, separatiștii proruși au declarat că au capturat 5 membri ai echipajului avionului militar. Kievul însă anunță că ar fi vorba doar de cei 2 piloți. Autoritățile ucrainene acuză Moscova de intervenție directă în conflictul cu separatiștii. Ministrul apărării doповів prezidentul Ucrainei про те, що на щастя екіпажу вдалося залишити підбиту машину та вистрибнути з парашутами. З'ясувалося, що літак було підбито на висоті 6500 метрів. Жоден переносний зенітно-ракетний комплекс, який є сьогодні на озброєнні у терористів, на цій висоті не може вразити літак. Тобто Ан-26 був вражений іншою, більш потужною зброєю, яка була застосована, вирогідно, з території Російської Федерації. Потривіт Альянсі Норд-Атлантіче, акціюня Кремлінului де а суплімента нумерул мілітарілор руші ла фронтіра ку Україна, репрезінта ун пас інапої ін ефортул пентру детенціонарія ситуації дін естул цării. Începând de la jumătatea lunii iunie s-a înregistrat sosirea progresivă a mii de soldați ruși în apropierea graniței, unde în prezent există între 10 și 12 mii de militari ruși, comparativ cu circa 1000 de militari la începutul lunii. Totodată și Statele Unite au acuzat din nou Rusia, care continuă să furnizeze separatiștilor proruși arme precum tancuri și lansatoare de rachete.